Povara bunătății noastre, de Iundruță, capitolul 1, partea a doua a lecturii. A doua sau a treia zi, Mircea, oprind căruța deșartă acolo unde ajunsese cu încărcatul, chibzuia ce să facă să încarce totul, ori să împartă în două, ori să mai vie odată. O veche problemă, în jurul căreia țărănimea își sucește mințile veacuri la rând. Și cum stătea el așa îngândurat, s-a pomenit deodată că tresare de parcă l-ar fi curentat ceva. Era ceva ciudat la mijloc. A fost demobilizat, s-a întors la vatră, s-au trezit în el deprinderi moștenite din moștrămoși și totuși o părticică din firea lui rămânea pe câmpul de luptă. Vigilentă zi și noapte, acum cea părticică tresăltase, s-a comandat Cbaiu. Aproape automat, Mircea s-a și aplecat, cum fac ostașii când începe operațiune militară. Prins pământul cu burta, pământul fiind unica lor apărare, mai apoi însă Mircea s-a rușinat de această mișcare nesocotită, care ce, unde, acum toamna, adică în câmpie, pe o vreme așa de frumoasă. A început a încărca răsărita, dar fiorul cela de îngrijorare nu-i dădea pace. Așezând snopii, tot cerceta cu coada ochiului împrejurimile și până la urmă s-a dovedit că alarma era întemeiată. La vreo 300 de pași, pe o margine de pădure, stătea un ofițer român cu tunica aruncată pe umeri, cu chipul pe frunte, îl orbea pe semne soarele că scăpăta spre apus. Stătea nemișcat, ușurel și sprinten ca ofițerii de cavalerie. Stătea urmărindu-l pe Mircea mișcare cu mișcare. Mircea a zâmbit, aducându-și aminte că în armata română asta se cheamă a lua inamicul la țintă. Las că așa ceva este și în armata roșie. S-a mai gândit el, viziați n-a prițep. Deci, așa stând lucrurile, domnii și tovarășii încep un nou război. Nuța tocmai venise la căruță cu cel mai mare, cu cel mai greu snop din roada anului. Ținându-l sus, mândră cât era ea de voinică și îndemnatică, aștepta să se aplece Mircea să o ușureze de povară. Mircea însă nu se grăbea. Mâinile bietei nuțe au prins a tremura de încordare, mușchii i s-au înmuiat cu totul, iar el nu mai lua odată snopul și atunci ea furioasă l-a întrebat: "Ai adormit, măi, tu acolo sus?" El nici măcar nu i-a răspuns și femeia, aruncând snopul cât colo, a făcut câțiva pași înapoi să vadă de ce nu răspunde. Stătea îngropat până la genunchi răsărită. Stătea în gimnostică și, cu o mână uitată în șold, privea undeva spre pădure. S-a întors și nuța să vadă ce-o fi găsit el acolo. Sfântă Maică Domnului! Prin sat se cam zvunea că Nică o fi pe aici, pe undeva, dar nu îndrăznește să se arate. În nopțile de coșmar, nuța îi visa pe cei doi bărbați, ce-au ținut cândva soarta ei în mâinile lor. În vis se făcea că vin ei încruntați și necruțători, unul împotriva altuia, și atunci nuța striga prin somn să nu cumva, Doamne ferește, să tragă unul în altul, și strigătul cel al ei o trezea din somn. Acum iată că somnul se adeverește. Cei doi bărbați stăteau nemișcați și se priveau unul pe altul. S-au privit ca doi ostași din două armate ce au luptat una împotriva altuia. S-au privit ca doi flăcăi sfădiți de la o fată. S-au privit ca doi școlari ce au stat într-o bancă. S-au privit ca doi puradei aduși de o nache cărubuș într-o primăvară din pădure. Adică, la drept vorbind, Mircea și-a adus primul aminte povestea cu pădurea. A zâmbit, a ridicat un braț sus, strigându-i din căruță: "Salut oșterilor române!" Ofițerul a prins de departe tonul binevoitor al vechiului său adversar. Și-a dat chipiul pe ceafă, a dus două degete la tâmplă de dă. Dacă e vorba să reprezinte o armată, mă rog, de ce să nu reprezinte? Hai, salut! Ar fi vrut să vină la ei, dar nu-i ajungea putere, nu-i ajungea încredere, nu-i ajungea suflet, ci atunci el a făcut o țigară și pe toate câte nu-i ajungeau, le-a împrumutat de la acel unic camarad care a întovărășit oastea în toți anii războiului. A pornit încet, fumând spre căruță și cu fiecare pas se schimba, semănând tot mai mult și mai mult cu Nică, feciorul lui Haralampie, flăcăul ce făcuse odată vâlvă în ciutura. Nuța stătea împietrită. Acum se gândea: gata, toate au sfârșit. Pe semne, atât a fost a lor. Era însă tânără și plină de viață. Era gata de luptă.
S-a uitat în jur să vadă pe ce ar putea pune mâna, s-a uitat sus în căruță să vadă care va fi ordinul, dar Mircea a întors cu spatele spre căruță și, puțin zgribulit, ca să nu îi strângă vântul bricheta, aprindea și el o țigară. Nu i-a fi ajuns și lui ceva, să fie repezit și el cu împrumutul acel prieten vechi din anii războiului. Nuța a intrat în panică. I se făcea rău de fiecare dată când se încă erau bărbații. Necumpătați și nebuni cum erau, nu se opreau până nu își spărgeau capetele unul altuia. Și vai, atâta ură semănase ciutura între acești doi bărbați. A făcut câțiva pași înapoi, s-a dat în dosul căruței, oarecum ferându-se de cele ce ar putea urma. Dar căruța era încărcată doar pe jumătate și unde să te dusești? O părăsiseră puterile, nu mai putea sta în picioare și atunci s-a așezat jos, femeiește, pe bulgării vârtoși, abia încălziți de soarele zgârcit al toamnei. Părea acum altă femeie, o femeie în vârstă, ședea frântă, necăjită, cu fruntea plecată, cu ochii în lacrimi, căci, Doamne Dumnezeule, ce mai soartă amară i-a trimis cel de sus, cum s-a mai săturat ea de aceste două chipuri, de aceste două focuri între care i-a fost dat să ajungă. De la 16 ani și până în ziua aceea o tot frigea, ba dintr-o parte, ba din alta, de la 16 ani îi se scurgeau ochii când la deal, când la vale. Mătușele cărora li s-a plâns, coscot din minți acești doi bărbați, i-au spus că e păcat, femeia odată cununată nu mai are ce alege, rămâne la cel cu care a stat în fața altarului. Nuța și l-a ales pe Mircea. I-a jurat credință, dar a venit războiul și pe vreme de război toate sunt puse la îndoială. 4 ani, cât a ținut războiul, Nuța îi visa pe rând și când îi scria bărbatului, fugea cu gândul la celălalt. Iar când se ruga pentru unul, lăsa să se subînțeleagă că rugăciunea poate fi tălmăcită și în folosul celuilalt. Au fost înfelurite armate și felurite le-au fost norocul. Dar cum Mircea s-a retras cu frontul în fundul Rusiei, nu se auzea nimic despre el. Însă bărbat și soție erau un front de câteva mii de kilometri. Să dedea lupte grele, pline tranșele cu morți și răniți, iar Nică mai toate sărbătorile le făcea cu ai săi. Scria des, satul era plin de scrisori și fotografii de ale lui. Nu-i vorbă, îl țesea și pe el războiul și de fiecare dată se întorcea tot mai altul decât plecase. La începutul războiului umbla prin sat mândru și frumos cum nu se mai poate, cu medalii de argint la piept și alergau fetele nebune urma lui. Pe urmă, însă, dar s-a făcut sănătos și iar s-a dus. A treia ori, a patra oară, s-a dus și nu s-a mai întors. Armata lui era în retragere și armata lui Mircea înainte. Vai, rănile cele ale noastre, care nu se mai cicatrizează odată, cum ne mai dor ele, cum le mai cocolim noi, pentru că într-o bună zi să ne pomenim că ele iar sângerează. Ce să-i faci? Viața pe semne și așa e un șir de răni pe care le tot tămăduim în fel și chip, încetul cu încetul și când colo ele iar sângerează. Ei, gata răsărit, Mircea! Nică a întrebat cum întreba un bun gospodar, ostenit și înzdrăvenit de muncile toamnei. A întrebat oarecum în continuare unei vorbi nedeterminate. De parcă ore întregi au tot stat la sfat, le-au vânturat pe toate câte în lună și în stele, iar acum treceau la răsărită. A întrebat de mers, de departe, în glasul lui, la început a șovăit, a alunecat puțin și lui Mircea i-a plăcut cum a început acela, simplu, țărănește, fără mofturi, și că i-a șovăit glasul și asta i-a plăcut. S-a gândit, ca să vezi, anii cei de liceu nu i-au fost degeaba. Eu, în locul lui, nu știu dacă aș fi putut așa de simplu, dintreacă, de la jumătate. Și cu toate că trecuseră anii, cu toate că acum el era călare, iar dușmanul lui la pământ, se făcuse resimțită undeva sub lingurică zavistea pe care i-o purtase cândva. La școală îl invidia pentru note, la fete îl invidia pentru succes. De data asta însă Nică le punea capac la toate. A fi la pământ și a-ți păstra demnitatea, pentru asta mulți închemați, puțini sunt aleși. De gata, îi gata e, răsărita, numai că nu prea are miez. O cam pălită anuista. Nică a contenit dimers, treptat, treptat luminându-se de la față. Tonul împăciuitor oferit de el a fost primul și asta însemna mult. A ridicat o pălărie, a scuturat în palme câteva semințe,
le-a aruncat sub cerul gurii, a scupat coaja și în aceeași clipă i-au răsărit pe obrajii mușchii fălcilor. Mușchi voinici, repezi, zimțoși. O clipă întreagă lui firea gusta cântare, socotea, de parcă ar fi vrut să arate celor doi ce gospodar bun putea fi el în ciutura, de-ar fi fost să fie altfel. Îi cam pălită, nu-i vorbă, dar o lui va fi bun. Vrei să încerci tot într-o căruță? Na, fi rău, numai că nu o să aibă cine mi-arunca snopii. Las că ți-i arunc eu. Mircea stătea la îndoială. Da, curtea marțială ce-a zice? Ce are a face curtea marțială cu răsărita? Oricum, un ofițer român, ajutând un sergent din armata roșie, l-a încărcat? Nu, că eu mai întâi mă dezbrac. Pun curtea marțială împreună cu vestonul acolo lângă hat. Mircea căuta să nu participe chiar întru totul la încălcarea regulamentului. Vezi, dar să nu ni nimeri la carceră. Luminat de un zâmbet neașteptat, Nică s-a uitat la el de jos în sus. Avea umor. Îi venea glume sergentului cela din armata inamică. S-a apropiat de hat și a scos chipiul, a dezbrăcat tunica și a deșertat buzunarele, a mai scos de la sângătoare ceva greu învelit grijuliu din basma, pe semne revolverul. Le-a așezat pe toate grămăjoară în așa fel că de se vor depărta cu încărcatul să le vadă de departe. Încărcatul căruțelor, toamna în câmp, are un farmec deosebit. Mi-au plăcut căruțele încărcate până la cer, chiar puțin fugite pe o parte, măi să se prăvale. Și cât te prăvăleai îți părea bine? Asta nu, dar îmi plăcea când se prăvăleau alții. Iaca, tocmai de atâta ați și pierdut voi război. Adică de ce? Prea ați fost lacom la încărcat. Nică s-a întors brusc, de parcă nu se aștepta la o asemenea replică. Stătea pe gânduri. Rămânea una din două. Ori să continuă discuția, ducând metafora cu căruțele încărcate până în pânzele albe și atunci să nu știe nici care ar fi fost soarta răsăritei, nici soarta lor, ori să lase metafora pentru altă dată și să înceapă a încărca. Nică a ales realitatea. S-a apropiat de un snop, a trecut cu un picior peste dânsul, de parcă ar fi vrut să-l încalce. L-a chitit cum să facă să-l prindă mai bine și cum se gătea să se aplece, să-l ridice, s-a pomenit oftând. A oftat adânc, senin din toată inima. Un rost în viață, cam asta căuta el în ultimii ani și nici să-i fi trecut prin cap că nici mai frumos pe lumea asta decât o roadă de răsărită, secerată și făcută snopi. Era poate unicul adevăr întreg, rotund, pe care le puteai baza. După un război atât de crunt și nicăieri era bucuros. Nu-s chiar toate pierdute pe lumea aceasta. Nu în zadar răsărita i-a plăcut totdeauna. I-a plăcut să o semene, să o prășească, să o secere, îi plăcea să intre iarna în o loiniță, să-și umple buzunarele cum e sprăjit. Ești gata? Gata, haidar! Erau în fond doi țărani din două armate felurite. Puterea și îndemânarea, crescute la munca acestui pământ, au dospit în ei toți anii războiului. Acele palme care știau aduce coarnele plugului, știau a ține coasa, feorul cel tainic care își optea țăranului când să-și însămânțeze pământul, când să culeagă roada, ostenea la grea și cinstită, din care plugarul își culegea câte un bob de bucurie. Toate aceste daruri, purtate pe drumurile războiului, n-au luat parte la bătălii, n-au ochit în alții, n-au răvnit la faima marilor biruitori. Ceea ce a fost trezit și crescut de pământ visa la pace, la casă, la întoarcere. O sară molcumă și tihnită se lăsa peste dealuri. Nuța ședea pe hat, nu departe de căruță, și de adunată grămăjoară, cu privirea și cu sufletul pierdut, cine știe pe unde. Asculta cum trosnesc în jurul ei bețele de răsărite, cum sufla adânc și fierbinte cei doi bărbați, ațițându-se unul pe altul. Se temea, nu-i vorbă, când se luau bărbații la bătaie și totuși i-a plăcut totdeauna. I-a plăcut umbletul lor, vorba îndesată, răgușită puțin. O ademeneau puterea, îndrăzneala, îndemânarea lor și putea sta oare întregi urmărindu-i cum muncesc. Toți anii războiul a tânjit după vorba lor, după mușchiul lor, după umbletul lor. Acum războiul a sfârșit, ei s-au întors, sunt aici, la doi pași, iar nu-ți așa de pe hat și privește o coastă pustie de deal, pentru că se teme a întoarce capul, se teme că ochii
iar o să le placă acel hoț cu buze mari, vișinii, din pricina căreia a suferit atâta. Iar ochii căprui sunt proști de felul lor și dacă le-ai place ceva, în loc să-și ascundă dragostea, o țipă în gura mare. Femeia își dea pe hat și se gândea că amu cel mai bun lucru ar fi dacă Dumnezeu i-ar împietri pe toți trei, așa cum sunt în clipa asta, ea șezând pe hat, Mircea stând în căruță, iar Nică cu un snop ridicat sus. Să stea ei așa împietriți multe sute de ani și de-abia atunci când toate vor fi potolite și rânduite pe lume, tocmai atunci să fie ei dezlegați, să mântuie din căcat răsărita și să pornească toți trei spre sat. Ai suzit, fa, pe hatul celălalt. Nu ți-a tresărit. Și-a scuipat în sân, s-a gândit că gata, am începe. Mircea, pe semne, o tot striga de mult, iar biata femeie nici n-avea putere să se ridice, nici n-avea glas să răspundă. Mircea, cel de până la război, n-ar fi cruțat-o. Mircea, cel de acum, s-a uitat lung la dânsa, cam bănuind ce se petrece în sufletul ei. A zis oarecum răgător, auzi, măi, femeie, mi se păruse că ai luat în coșul cel ceva de mâncare. Nu ți-a dat din cap că așa este. Atunci repeză-te în vale la izvor, adă un ulcioraș cu apă. Alege un loc ușor potrivit, scoate ce ai acolo și hai să ne străcăm măcar foamea. Credeam că îi mânca nimica toată ziua și când colo, mamă, mamă. Cu aceste vorbe blânde, Mircea a cucerit-o pentru toată viața. Abia atunci, în ziua aceea, l-a cărat răsărita. Nuța din cei doi și le-a ales pe unul, tălmăcindu-i ca unui copil mic ce are de făcut, Mircea a ridicat-o de pe hat și a făcut-o o soție și o soție mai credincioasă nici că se văzuse în ciutura. După ce a adus ulciorul cu apă proaspătă, i-a găsit culcuș lângă hat în așa fel ca nu cumva să se lasă pe parte și să se verse apa. După care a ales un loc ușor neted, fără bolovani, fără cioturi de răsărită, l-a mai netezit pe aici, colo cu piciorul. A adunat un braț de mohor, l-a șternut pe vatră pregătită, peste mohor a atins o basma. Mâncarea în coș era puțină de tot, o jumătate de pâine, câteva hrinci de caș și patru cepe. Nici măcar cuțit n-aveau. La început s-a gândit să rupă pâinea în bucăți mici, dar mai apoi s-a răzgândit. Ce s-o fărâme? Ce să se mai folească? Atât ai cât este. Am împărțit totul în trei, câte un calcâi de pâine, câte o hrincă de caș, câte o ceapă, a făcut trei grămăjoare, s-a așezat alături, năucită de rucinea acestei sărăcii. O viață întreagă a tot muncit la casă și când i-a fost dat să-i primească pe cei doi bărbați pe care oricum, dar i-a așteptat toți anii războiului, s-a dovedit că nici nu are cu ce-i primi. De-ar fi știut, ar fi luat în căruță tot ce avea mai bun în casă, dar n-a știut și cum stătea așteptând ceasul rușinii sale. Cum căruța a fost gata încărcată, Mircea fluiera de acolo de sus în semn de mare pagubă. Știi că mi-o făcut-o, Nică? Am-o cum cobor eu? Nică pe semne nu văzuse masa pregătită și i-a spus. Ce să-ți mai rup pantalonii coborând? Îți arunc hățurile și drum bun. No. Ce vezi tu cum vine povestea? Mi-a rămas femeia acolo jos și nu o pot lăsa, că-i tinerică și frumușică. Sare vreun iepur de acolo din pădure, mi-o spare și ce mă fac eu pe urmă? Drept care Mircea s-a întors pe burtă, a alunecat la vale așa, într-un noroc, a prins cu piciorul o spinare de cal, încă o săritură și iată-l jos. Hai să gustăm ceva. Mari bunătăți nu cred să fie, dar de nu, îi crede. Îmi mulțumesc frumos, numai că eu vezi, hai, nu, mulțumim pe urmă. La început părea că Nică a primit invitația. A pornit supus în urma lui Mircea, dar pe urmă ce i-o fi venit că a întors-o înapoi, unde își lăsase pe hat îmbrăcămintea. Și-a aruncat pe umeri tunica și-a pus chipiul, a băgat prin buzunare averea și făcându-le pe toate estea, tot frământa ceva în mintea lui. Răsărita gata încărcată, țărănia a sfârșit, fiecare s-a întors la regimentul său și chipul uneia purta iar lumina biruinței pe cât fruntea grea a celuilalt trăda înfrângerea. De aici încolo drumurile se despărțeau. Unul avea a se întoarce în sat, altul avea să ia calea pădurilor. Unul putea face ce vrea, putea merge unde vroia, pe când celălalt era fugar, trebuia să fie veșnic cu ochii în patru. Fugarii au o singură grijă,
cărările celor cele mai tăinuite, locurile cele mai pustii. Îmbrăcându-se, nică se chitea pe undeva să o ia mai pe de-a dreptul, iar zăbovea nu știa cum să-și a rămas bun de la cei doi. Oricum, era o parte din tinerețea lui, iar tinerețea este poate cea mai frumoasă ramură a destinului și în clipa aceea de șovăială, Nuță, pentru întâia oară, după ani de zile, l-a privit lung de departe. Era atât de pălită și istovită prima ei dragoste, încât abia de-o mai cunoștea. Vină, Nică, chiar te rugăm! Glasul cel sunător și frumos, nesfârșitul glas de fată mare, după ce l-a făcut de atâtea ori să se topească inima de bucurie, a venit de la mai topit odată. Este totuși o taină la mijloc, un semn al sfințeniei denuite peste cina din largul câmpului, atunci când oamenii trudiți se așează de-a lungul dreptul pământului să se mai întremeze puțin. Ei au muncit acest pământ, acum pământul venea să răsplătească, întărindu-le și trupul și sufletul. Pe semne, aceasta se și mai numește în ultima instanță țărănie, adică oameni ai țărânei, al pământului. Erau trei în jurul unei basmale, iar pe basma pâine, caș și ceapă. Soarele, maica asfințise, abia se zărea o coastă rumenită de cer printre dealuri. Mâncau încet, furați de gânduri, tustrei, și pâinea grea de secară și cașul alb ca zăpada și cepele vinete vârtoase în velișul lor, toate erau roada acelui pământ, acele țărâne pe care ședeau. O fi știut ea, bătrâna, înțeleata câmpia surocii, că pe oriunde i-ar fi purtat războiul, oricare ar fi fost soarta lor, odată și odată copiii ei se vor întoarce, osteniți și înfometați. Și a avut dreptate, s-au întors osteniți și înfometați. Nică mânca încet, grijuliu, cu evlavie, pentru că pâinea din care mușca el nu era o simplă bucată de pâine. Era mai întâi pâine din Ciutura, din satul său de Baștină. Era pâine semănată și crescută pe dealurile copilăriei. Apoi era o pâine frământată și coaptă de femeie pe care a lăsat-o cândva liceul și apoi cine știe cum ar mai fi fost, de-ar fi fost să fie altfel. Amintirile îi tăiau ca niște ferestraie. Și stând așa și mâncând, Nică s-a gândit deodată că dacă mănâncă pâinea toată, nu va mai avea putere să se întoarcă înapoi la pădure. Iar pădurile așteptau pentru că numai trecând nopțile dintr-o pădure în alta, putea reveni în România să-și caute nevasta și copilul. Dar întors în Ciutura, nici vorbă. Acolo l-așteptau tribunalul și lagărul. Pâinea însă, cu fiecare îmbucătură, îi trezea în suflet un dor nebun de satul în care nu se mai putea întoarce. Așa s-a făcut că de la o vreme mâncarea a început a nu-i mai prii. Nică mușca tot mai rar, tot mai puțin și în cele din urmă a pus pe basma bucățica de pâine și cașul ce mai rămăsese. Nu-i prea era foame nici lui Mircea. A lăsat și el bucata din mână, cât despre Nuța, ea mai că nu se atinsese de partea ei. Au băut, rând pe rând, apă din ulcior, apoi Mircea a scos din buzunar un săculeț de mahorcă și cei doi ostași au sucit câte o țigară. Fumau tăcuți, căci, în fond, ce aveau să-și spună ei unul altuia? Pământul atât aveau ei în comun și cum răsărita a fost gata încărcată, ei nici că mai puteau sta alături. Țările pentru care au depus ei jurământ au fost mulți ani față în față în cea mare bătălie. Unitățile cu care au intrat în luptă au tras una împotriva altuia și era o minune că după atâtea fierbere, după atâția ani, nu s-au omorât unul pe altul. Începea a se lăsa amurgul și Nică s-a ridicat. Vă mulțumesc frumos, la revedere și încolo să ne auzim numai de bine. Mai stai că te-o prins așa graba. M-a prins pentru că Ciutura îi aproape, iar eu până la Prut mai am. Unde i-am trecătoarea? La Ungheni? Trecătoarea mea, cine știe pe unde o fi? Oricum, o noapte pe drum. Într-o noapte nu răzbat. Am bătături la picioare. Atunci, în două nopți. Nică a stins țigara, făcând să scape pe ascuns mucul rămas în buzunar, iar Mircea i-a prins mișcarea. A fost punga cu mahorcă și a lăsat pentru o țigară să aibă ce fuma în drum spre casă, iar restul i-a dat lui Nică cu tot cu pungă. Pienuța, cum stătea ea așa și urmărea înțelegerea asta frățească între cei doi ostași,
a răzbit-o deodată dragostea și mila. I-a venit să ia și ea cumva parte la această facere de bine, dar n-avea cum, n-avea prin ce, și atunci a adunat rămășițele de la cina lor, a legat totul frumușel în basma și i-a întins legătura. Na, luă numele de rău, Nică, de la drum știi până ajungi, poate să-ți fi prindă și bine. Că, Doamne, de știam eu de una și de asta? Nică stătea oarecum încurcat. Vă mulțumesc, dar cum se poate? Nici n-am cum, nici n-am în ce. Ia așa, cu tot cu legătură. Să nu fie prea mult și tutun și pâine acum și o basma. Las, ne-o mai vedea noi cumva și atunci ne întorci basmaua. Nică nu și-a luat rămas bun. Era prea peste puterile lui. S-a întors și a plecat simplu, cum pleca omul când se duce pe un ceas două, pentru că pe urmă să se întoarcă. Cu vestonul pe umeri, cu legăturica în mână, se tot ducea încet și legănat spre pădure. O jumătate din loc pe unde avea a trece cobora la vale, celălaltă jumătate urca spre pădure, dar și coborând și urcând, el se făcea tot mai mic, tot mai departe. Mircea și Nuța stăteau locului, nemișcați, petrecându-l. Așteptau să se întoarcă ca să le facă cu mâna, dar el nu se mai întorcea. Și atunci Mircea s-a gândit că nu e bine să stai așa, așteptând să ți le mai facă și cu mâna. Soarta lor e prea felurită. Ei doi urmau să se întoarcă în aceeași seară la casa lor, la vatra lor, iar el mai avea încă multe drumuri și apoi cine știe ce îl pândea pe drumurile celea? Poate lagăre, poate un glonte, poate o lume rece și străină. Mircea a așezat șliurile pe cai, mângâindu-i în aceeași vreme că ce aveau de dus o căruță grea, cam rar se întâmpla. A scos răsărita la drum, după care a lăsat cai să odihnească, pentru ca să umpluseră de suflet. Telegare însă, simțind că drumul o să ducă spre casă, a urnit singur căruța din loc și Mircea, știind bine că cel mai greu lucru e să miști din loc o asemenea gereadă, i-a lăsat în voie, pășând și el pe lângă dânsii cu biciușca în urmă. Nuța venea în urma căruții, adunând în pestelcică pălăriile ce cădeau din căruță. Nică, totuși, s-a întors cu fața spre dânsii. Ajuns la marginea pădurii, s-a oprit, s-a întors și a stat multă vreme, urmărind cum se pierde prin câmp, legându-le o căruță încărcată cu răsărită. Stătea nemișcat, părea că niciun suflet, și totul gata lung în zare, ce se stângea treptat, treptat. S-o fi gândit pe semne că femeia ce pășea în urma căruții a fost cândva prima lui dragoste, o dragoste în care el a dat cu piciorul, dar care l-a ținut minte și a venit acum să-l ierte. Poate și el amintea pe băietanul pe care se juca seara de-a poarca, ori pe flăcăanul cel a înțepat cum era Mircea până la război, și se întreba cum s-a putut ca după 4 ani același Mircea să se întoarcă om cumpănit, așa înțelept. Vremea trecea, amurgul se lăsa cenușiu peste dealuri, iar Nică tot sta nemișcat sub poala ceea de pădure. Poate privea cele 2-3 căruțe răsărite de după o coasă de deal și se gândea că acolo e ciutura satului de baștină, satul copilăriei. Poate se gândea că răsărita aceea va fi ultima lui muncă aici pe dealul mic, undeva unde avuseră cândva o moșie. Poate îi plăcea câmpia sorocii la un an apus de soare, cu o căruță ce se topește în depărtare, dar poate că plângea, cum plângea de obicei oștenii, pieptul potcoavă, fruntea sus, mereu gata la datorie și numai sufletul oftează pe ascuns, urcând pe calea răstignirii sale. Noaptea se strecoră ușor, pe nesimțite, înghițând și deal și vale. Înfrigurate, satele rămân în așteptarea dezlegării. Urletul fioros al locomotivilor cutremură câmpia sorocii, trenuri pline cu armată trec vigilios prin gări fără a se opri. Din pământeni ies în plină noapte călărași înarmați, briște și automobile cu șef de tot felul se răspândesc în mare goană cu misiuni speciale prin satele câmpii. În sovietele sătești încep ședințe cercetările tocmirea listelor. Streboșii, cu arma la umăr, cu 3 răsatul, 4 la geam, cheamă gospodarul la cârmuire și nu pleacă decât împreună cu el. Căsnicii bocesc în surdină, petrecându-i latră câinii. Se aud focuri de armă la o margine de sat. Pădurea răspunde, la care încep a bate armele automate. Undeva, după pământeni, explodează ceva. Deasupra
bălților rotesc, gemând avioane grele din bombardament. Lumea iese de prin case, se așează pe prispe și așteaptă. Încă o noapte rece, înfrigurată, încă o mare groază să se strecoare încet prin pereții caselor, prin sufletele oamenilor, până ajung în măduva oaselor. Câmpia sorocii se frământă, se zbate, o litva în gură, așteptată să se mai întâmple o minune, cum s-a tot întâmplat de atâtea ori, dar zadarnice îi sunt așteptările. Minunea cerească nu mai poate ajuta. Multă rătăcește disperată. Nici ascunzișurile din pădure nu se poate întoarce, nici în ciutura nu poate intra. Focuri aici, focuri dincolo, tot rătăcind prin câmpie, într-o miez de noapte pe o margine de drum, a dat de niște urme ce au făcut-o să tresalte. Era lumea marilor sale bucurii, lumea tinereții, lumea slujirii stăpânului său. Fără a sta o clipă pe gânduri, porni pe urmele nuței. Venea fericită cum nu se mai poate, aștepta să-i mai răsară odată un ache cărăbuș în cale, să treacă prin portița de salce împletită, dar iată că urmele femeii o scot înapoi în largul câmpiilor. În cele din urmă, părăsind marginea drumului, ajunge într-un câmp de răsărită secerată. Prin tăciocleș și bolovan urma să putea găsi mai mult greu, pe alocuri pierzându-se chiar cu totul, dar pe urmă de pași, pe urmă de copite, credincioasă cum era, Molda a tot venit și venit până la bătătura așternută cu mohor unde cinaseră cei trei. S-a oprit. Aici îi era patria, aici era neamul. Mirosea acasă, a pâine coaptă, a brânză, a glume blânde, cărăbușene. Cu ochii închiși, cu sufletare poltolită, Molda părea că picură și uneori, prin picuratul acela, îi se părea că aude glasul semeț, blând și plin de dragoste. Olda! Acel strigăt era în stare să o scoale din morți. Când îi se năzărea, că o chema stăpânul, se cutremura, ridica brusc capul. Îl arunca pe spate, așa cum făcea când îi venea să urle din răsputeri, și rămânea lung prelung cu botul asântit în adâncul cerurilor, dar niciun sunet nu mai urca prin gâtlejul ei mort. Greul cel mai trecuse, greul cel mare, abia venea.